Știu că se făcea scrijeli din meri, așa, din... Așa. Eu când eram la părinții mei acasă, eram copil, 14 ani, nu știu, mai puțin, făceam scrijeli, le puneam pe tablă, pe tabla casei și le uscam. Adică tăiam felii de măr, le puneam pe un carton ceva pe și le puneam undeva pe o tablă de casă, care puteam ajungeam noi, știți, ca să întindem așa frumos uniform. Și le lăsam până se uscau bine, 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 le strângeam după aia și le mâncam iarna. Și cu ce le mâncați? Goale așa? Goale!